Salut, fecioare! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 19 septembrie, 25 septembrie. O săptămână în care soarele iese din fecioară, intră în zona voastră de resurse. Haideți să vedem, adică în balanță. Să vedem ce aspecte va duce această săptămână pentru fecioare. Pentru unii poate primiți o veste care vă blochează așa, nu găsiți o soluție, nu vedeți nimic, nicio șansă, vă simțiți cam captivi. Dar puteți să găsiți o soluție dacă încercați să vă eliberați gândirea, mintea, să vă recreați în primul rând și pe urmă să încercați să vă concentrați și veți găsi o soluție. Sau unii dintre voi vă simțiți așa că nu puteți să comunicați bine, nu puteți să vorbiți sau să vă organizați, voi care sunteți fecioare, vă organizați, evaluați o situație, analizați, dintr-o dată nu vă puteți concentra, nu vă puteți folosi mentalul. Haideți să vedem ce spune despre voi. E bine. Chiar bine. Voi vă folosiți la infinit forța voastră interioară, aceea de a oferi dragoste, de a vă oferi iubire, de a vă oferi ideile, intuiția pentru a stăpâni o situație dificilă sau o persoană dificilă, sau să ieșiți voi dintr-o situație dificilă, să ieșiți cu un aspect benefic, să vă fie bine. Și această forță vine din interiorul vostru. Am spune, vă mobilizați trup și suflet pentru a ieși dintr-o situație dificilă. Ei, în schimb, la ceea ce va aduce bucurie, chiar bucurie va aduce un as de monede. Fiindcă asul de monede arată un fel de talisman al norocului. Arată bani pe care îi primiți. Bani, eu știu, dintr-o creativitate. Poate că ați creat ceva și veți primi acești bani, veți primi acea succes sau reușita creativității voastre, sau poate să fie pentru unii, eu știu, jucați la loto, nu știu, zic și eu, jocuri, distracție, speculații financiare, nu investiții într-o valută care în câteva zile explodează și va aduce o sumă mare de bani. Cert este că acești bani voi puteți să investiți într-o mașină, într-o locuință, sunt bani care vă aduc bucurie alături de partenerul de viață, bani pe care puteți să-i folosiți într-o investiție costisitoare. Sfatul ar fi să așteptați până când aveți un aspect benefic între Jupiter și Soare, adică să nu vă grăbiți repede să aruncați acești bani într-un automobil, fiindcă cine știe, pormă. Mercur este retrograd și va intra în fecioară după. Aici o călătorie sau cursuri unde întâlniți o persoană cu aspect, un bărbat tânăr cu ascendentul Zodia în pești. Sau călătoriți cu această persoană. Este o persoană care risipește foarte mulți bani și rămâne foarte repede fără bani. El preferă să se împrumute de la un salariu la altul. Deci, voi, nu știu dacă o să vă facă plăcere, fiindcă voi nu sunteți de aceleași, cum să vă zic, aveți aceleași
dare de mână cum o are acest personaj. Deci, dar poate să fie o relație pe care o aveți, o călătorie, și el totuși este un curtezan, creează o atmosferă plăcută în jurul lui. Mergem mai departe. Resursele voastre, locul de muncă, carieră. În resurse faceți o schimbare, schimbați ceva care să vă aducă liniște, calm, să nu aveți probleme cu resursele, să nu fie valuri care agită o situație, totul să fie monoton și să meargă după un plan bine stabilit de voi. În schimb, la locul de muncă sau legat de sănătate, vreți să începeți ceva nou, vreți o energie nouă. Poate să fie o energie dintr-un proiect nou, o discuție despre un copil, o discuție despre sănătatea voastră și să începeți o cură de detoxifiere, să vă gândiți, să analizați ce puteți să faceți, să vă pregătiți când vine luna nouă. Să luați această atitudine. Să începeți un proiect nou care să vă aducă o creștere financiară. Deci este un aspect foarte benefic acest as de băte, fiindcă arată energie, vitalitate, preocupări, mișcare și 9 de băte în carieră. Unde ceva nu merge, carieră sau menirea voastră, unde simțiți într-adevăr acele dureri de cap din cauza blocajelor, din cauza obstacolelor pe care le aveți. Bine este să vă ascundeți scopurile, fiindcă chiar dacă sunt aceste blocaje, obstacole, voi știți să le depășiți, voi știți să vă organizați. Și chiar dacă veți munci mai mult, veți reuși să depășiți această situație dificilă. Comunicarea. În comunicarea voastră cu persoane apropiate, frați-surori, verberișoare sau vecini, aveți vicii. Vă cunosc viciile, aceste persoane. Și în această comunicare care are ceva viciat în ea, este bine să renunțați la acel viciu. Poate să fie dorința voastră critică. Fiind fecioare, aveți această tendință să criticați pe ceilalți. Și s-ar putea să criticați mai mult în această perioadă. Și este bine să evitați cât de cât aceste critici, fiindcă s-ar putea să vă aducă probleme din partea unei persoane care are un ascendent sau zodie în Capricorn, tot o zodie de pământ, care s-ar putea să exploateze această critică a voastră și să vă creeze probleme. Este bine să evitați aceste critici. Adică, în comunicarea voastră, evitați să-i criticați prea mult pe ceilalți. Și într-un contract, într-o asociere sau un proces, cineva vă contestă o reușită, vă contestă bunurile, vă contestă munca voastră, rezultatul muncii voastre. S-ar putea să fiți tentați în acest proces să cheltuiți bani peste măsură, dar nu veți obține altceva decât să cheltuiți bani, fiindcă nu aveți cine știe ce de contestat. Adică aceste contestări sunt mai mult din invidie. În schimb, în relația cu protectorii, cu prietenii, cu asociațiile profesionale, voi gândiți o schimbare. O schimbare care este un talisman al norocului, al doilea talisman al norocului. Unul aveți aici, asul, pe fericire, pe bucurie,
și altul aveți aici în relațiile voastre. Aici această schimbare este foarte profundă, este o schimbare din toate punctele de vedere. O schimbare legată de idei, de gândire, de creativitate, de sentimente, de comunicare, de energie, de vitalitate. Totul este sub protecție divină și depinde numai de voința voastră. Deci am spune că este într-adevăr un aspect foarte bun în aceste relații pentru voi. În familie, cămin, schimbare, transformare și karma voastră, sacrificiul vostru. În cămin, în familie sau relațiile cu părinții, voi ați început ceva. Poate că ați început un proiect, poate că ați propus ceva, ați făcut ceva, ați adus o energie nouă. Acum așteptați. Sunteți în așteptare, așteptați răspunsul celorlalți, așteptați decizia pe care să o ia ceilalți. Este o așteptare lungă, fiindcă ceilalți s-ar părea că ori nu-i interesează, ori consideră prea dificilă propunerea voastră. În schimbare, în transformare, în renaștere, vă găsiți înconjurați de dușmani. Simțiți acest lucru și încercați să vă protejați prin a vă ascunde scopurile. Este singura soluție să vă ascundeți scopurile. În rest, nu puteți să-i întoarceți din drum. Adică ei vor face în continuare ceea ce au gândit. Adică să vă aducă blocaje, să vă aducă probleme, să vă încurce. Este bine să vă ascundeți scopurile pentru a evita blocajele. Și karma voastră, sacrificiul vostru este acela de a scăpa de blocaje, de a vă elibera dintr-o situație, poate fi legată de datorii, poate să fie legată de, și aici poate să reprezinte datorii, poate să vină cineva care să vă ceară, eu știu, creșterea dobânzii sau să vă ceară să depuneți mai mulți bani, ceva de genul ăsta. Cunoscând dorința voastră de început, de inițiative, și aici aveți acest sacrificiu, să faceți față provocărilor. Și aveți cu ce, fiindcă 7 de bâte arată că aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste provocări, pentru a le înlătura toate blocajele. Eu zic că este o săptămână în care o să vă fie foarte bine, dar și aveți totuși aici aceste critici care o să vă aducă, dacă voi continuați cu critica față de ceilalți, o să vi transformați în dușmani. Deci vă doresc o săptămână frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.